Bună, sunt Violeta și sunt alături de Alex de la FC București. Bună, Alex! Bună! Cum a fost meciul în seara asta? A fost un meci foarte disputat, dar colegii mei au reușit să se concentreze și am reușit să câștigăm. Cum ați reușit să vă detașați după pauză? Păi nu știu, cred că am avut mai mult noroc la finalizare și i-au ratat mai mult și ne-am reușit să înscriem și atunci am reușit să ne distanțăm. Comparând cele două reprize, ce ne poți spune? Nu știu, au cam semana, nu au fost mari diferențe între prima și a doua repriză, au fost cam la fel. Despre echipa adversă, consider că s-a remarcat cineva de la ei din echipă? Păi, cred că băieții care au jucat în față, nu știu cum îi cheamă și nici nu le-am reținut numerele de pe tricou, dar cei din față. Și din echipa voastră este un jucător cu două goluri? Sincer să fiu, nu știu cine a scris două goluri, dar toți au jucat foarte bine, nu știu, s-au dăruit foarte mult, cred că a fost cel mai bun meci al sezonului de până acum. Pentru viitor, ce vă doriți? Păi să câștigăm cupa, că noi am câștigat sezonul trecut și sper să o recâștigăm. Pentru campionatul viitor, anticipați ceva schimbări? Păi sper să câștigăm, că anul ăsta cred că o să terem pe 2 și la anul sper să ridicăm trofeul. Multă baftă vă doresc! Mulțumesc și vouă! Mulțumesc și eu! Nu uitați să dați like paginii noastre de Facebook Liga Prieteniei și să vizitați site-ul nostru oficial www.ligaprieteniei.com. Mulțumim sponsorilor noștri de la Cipita! Vă pup!